Consiliul Județean Hunedoara s-a întrunit astăzi în ultima ședință din această lună pentru a dezbate și aproba o serie de proiecte de hotărâri în domeniul sănătății, bugetar și administrativ. Alpinistul Adrian Arhilț-Culesei a fost recompensat pentru reușitele sale Temerare cu diploma de excelență și, în plus, consilierii au votat noi proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județ. Consilierii județeni au aprobat astăzi finanțarea necesară implementării etapei a doua a proiectului Green Line Valea Jiului, prin care toate administrațiile locale din această zonă vor beneficia de transport public cu autobuze electrice. În cel mult 7 luni va fi finalizat întreg proiectul, declară președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Se și vede în Valea Jiului, se lucrează pe Green Line la varianta care ocolește municipiul Vulcan, se lucrează la parcul unde vor fi gararea mașinilor și sper că într-un timp nu lung, așa cum am spus, într-un timp rezonabil, să putem face transportul verde în Valea Jiului. Cred că este cea mai mare mulțumire pe care am putea avea pentru locuitorii din Valea Jiului în momentul în care de la Câmpul Uneag și până la Petrila, la Cimpa, oamenii pot să circule fără teama că nu vine autobuzul, fără teama că trebuie să plătească prea mult la taxi sau fără teama că rămân pe undeva. Le asigurăm un transport excepțional în condiții deosebite și la ore cât mai apropiate una de alta, în așa fel că dacă unul vrea să meargă la ora 12 și nu este mașină decât la 6, acest lucru să nu se întâmple. Să fie cât mai dese transporturile între ele și cred că va fi bine.